Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Cum puteți vedea, suntem la iepuri și avem o nouă achiziție. Cum puteți vedea, da, ați ghicit, este o iepuraică californiancă. Are și un porumb aici, amestec, are lucernă. Este frumoasă. Taci, cam asta e, mărișoară, ce să zic, în vârstă de un an. Este pe maro, montată cu mascul cu rechile negre, mascul pe negru, alb cu negru, în loc de urechile maro are negru, asta e pe maro. Omul mi-a zis că pe 7 trebuie să fete, sperăm să nu ne luăm țeapă. Așa că dați acolo un like pentru ea, cam asta este achiziția, am dat-o pe cea neagră, Janet. Vă arăt și iepurii ceilalți care am mai rămas, care mai am. Să vă arăt că am aici iepuraica asta uriașă, are și la 5 luni am plinit. Na, revenim la ceilalți. Am ajuns și la ăștia. Iepuroiul fluture, uitați-l și el. Are și el aici mâncare, apă, porumb. I-am băgat ăștia aici, că ăștia e mai mici. Astea nu-i trebuie mult spațiu. Și ăștia la cât de mică e, dacă fata acolo într-un col și are loc. Că și pe asta am dat-o la montă, nu mai știu exact când. Dar o să vă zic în celălalt videoclip, are și aici mâncare. Și pe asta am dat-o la montă cu iepuroiul ăsta. Fluture și da, cam așa au fost iepurii. Uitați să dați acolo un like. Haideți cu 50 de like-uri la acest videoclip și să strângem 480 de abonați. Și hai cât mai repede cu 500. Are și apă. Frumușic. Cred că e pus și ea puțin cam agresivă. Cel mai probabil are o săptămână de când am dat-o la montă. Cam așa. Deci da, cam asta a fost videoclipul. Nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați, că v-a fost Robi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!